Hello, hello și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Gabriela din Londra și în vlogul de astăzi mergem în Canary Wharf. Este cel mai modern cartier din Londra, despre care eu, când l-am văzut prima dată, am spus: wow, e construit de extraterestri. Așa de mult m-a impresionat. Apoi, când am aflat că extraterestrul șef, cel care a gândit acest proiect, l-a coordonat și a stat acolo ani de zile, trup și suflet, până noaptea târziu, este un român cu numele George Iacobescu, am zis, trebuie neapărat să aflu cine este acest om și cum a ajuns la o astfel de performanță. Din păcate, în presa din România nu am găsit prea multe informații, am conspectat din presa internațională și vreau neapărat să vă spun, pentru că este un om, o personalitate despre care merită să știm și noi, că suntem români. Viața domnului George Iacobescu a început în data de 9 noiembrie 1945 în București. Așadar, domnul Iacobescu are astăzi 78 de ani, în noiembrie împlinește 79 de ani, anul viitor va împlini 80 de ani. Tânărul George a urmat școala generală în București, liceul, provenea dintr-o familie de intelectuali, bunicul dumnealui a fost avocat, iar tatăl dumnealui a fost un cunoscut medic hematolog. Când tânărul George a terminat liceul, dorea să se îndrepte către cariera de medic pentru că îl vedea pe tatăl său, îl aprecia, îl stima și ar fi vrut să devină și el tot medic. Doar că tatăl dumnealui i-a spus că medicina nu este un domeniu în care să poți să lucrezi ok. Noi, cei care am trăit în perioada comunismului, ne amintim foarte bine care erau condițiile din spitale, că era frig, că nu erau medicamente, că bolnavii erau tratați fără mijloacele corespunzătoare. Toate aceste lucruri tatăl domnului George Iacobescu le știa, el le-a spus fiului său. Mai mult decât atât, bunica domnului George Iacobescu era bolnavă și tatălui a spus: uite, noi nu reușim să o tratăm așa cum trebuie pe bunica. Îți dai seama care este situația din spitale. Nu este un domeniu ok ca să să-ți faci din asta o meserie. Și atunci tânărul George Iacobescu l-a întrebat pe tatălui: ok, și ce să fac? Iar tatăl dumnealui i-a spus: uite, eu te sfătuiesc să faci construcții, pentru că este un domeniu internațional, oriunde vei fi vreodată în lumea asta, construcțiile se fac la fel, tot timpul, în orice loc, oamenii vor construi. Și în acest fel, tânărul George Iacobescu s-a înscris la Facultatea de Construcții Civile și Industriale din București, pe care a absolvit-o în anul 1969. Până în anul 1975 a lucrat ca inginer constructor, dar nu i-a plăcut, pentru că tot noi, cei care am trăit în perioada comunismului, ne amintim foarte bine că erau scoși în față cei care proveneau din familii sărace și cu puțină școală, iar cei care proveneau din familii bogate și intelectuali erau marginalizați. Domnul George Iacobescu s-a lovit de aceste mentalități și își dorea foarte mult să plece. Și-a dat seama că nu poate să facă o carieră într-o țară comunistă. Așadar, a apelat la o rudă din Canada și cu ajutorul acesteia a reușit să emigreze. În vremea comunismului, ca să emigrezi, trebuia să lași o dovadă că te vei întoarce. Pentru că domnul George Iacobescu nu a spus: voi pleca definitiv. A spus: mă duc în Canada ca să-mi vizitez neamurile. Dar el știa că nu se va mai întoarce. În schimb, a trebuit să lase o dovadă că merge doar în vizită, iar dovada a fost logodnica dumnealui Gabriela, pe care efectiv a lăsat o gajă în România. Așa se proceda în acea perioadă. Ajuns în Canada, domnul George Iacobescu s-a angajat la o firmă de construcții, ziua lucra acolo, iar noaptea lucra la demolări.
au urmat câțiva ani foarte grei în care s-a ocupat strict de cariera profesională și încerca să-și aducă logotnica în Canada. Lucrul acesta se întâmpla foarte greu și pentru că era clar că logotnica dumnealui nu va reuși să plece din România, domnul George Iacobescu a făcut greva foamei în fața ambasadei României de la Montreal și au fost presiuni politice foarte mari pentru ca logotnica dumnealui să fie lăsată să plece. Se numea reîntregirea familiei. Și după un șir de presiuni politice, statul român a comunicat că este de acord, dar că statul canadian trebuie să plătească 5.000 de dolari. Și statul canadian a plătit 5.000 de dolari și în felul acesta Gabriela a putut să plece în Canada și au format o familie și au început să-și trăiască viața acolo. Foarte curând, domnul George Iacobescu a urcat pe scara ierarhică în cariera profesională, ajungând unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați constructori. Și acum ne mutăm în Londra, suntem în perioada anilor 1980, când în zona Isle of Dogs, care se traduce insula câinilor, erau docurile de marfă. Veneau foarte multe docuri, embarcațiuni la docuri cu marfă, fructe, în special fructe și legume. Erau cele mai aglomerate docuri din Europa. Și pentru că era din ce în ce mai aglomerat, iar navele care veneau cu marfă se construiau din ce în ce mai mari, Margaret Thatcher, care pe vremea aceea era prim-ministru, a hotărât să mute docurile din oraș undeva în afara Londrei, ceea ce s-a și întâmplat. Și în felul acesta, Isle of Dogs a devenit o zonă abandonată, plină de câini, erau haite de câini peste tot, și trebuia modernizată, curățată și modernizată. Iar Margaret Thatcher și-a dorit să construiască în această zonă un cartier impresionant în care cele mai mari firme din lume să aibă aici reprezentanță. Dar cum puteai să faci asta când ai o zonă pe apă, iar clădirile acestea cu 30, 40, 50, 60 de etaje au nevoie de fundație? Și cum poți tu să atragi cele mai mari firme din lume într-o zonă abandonată? Gândirea a fost revoluționară și ideea genială. Doamna Margaret Thatcher a făcut un concurs de proiecte pe care l-a trimis la cele mai mari firme din lume. A urmat concursul și întâmplarea face că a fost câștigat exact de firma la care lucra domnul George Iacobescu, care la vremea aceea era deja director. Au venit în Londra, au început să construiască. Din păcate, destul de repede, firma respectivă a dat faliment pentru că proiectul era mult prea mare pentru ceea ce ar fi putut să facă. Și dacă ne gândim că valoarea totală a proiectului este de 5 miliarde de lire, erau presiuni foarte puternice și din partea băncilor, și din partea zonei politice, și din partea beneficiarilor. Și în toată situația aceasta, firma a dat faliment, iar cei care au venit și au cumpărat și s-au ocupat mai departe ca să construiască și să modernizeze zona, au pus o condiție. Ok, noi preluăm proiectul din punctul acesta, dar avem o condiție și anume să-l luăm pe domnul George Iacobescu. Avea deja o faimă de foarte bun profesionist, știa să lucreze cu oamenii și chiar am citit în articolele din care am luat ideile pe care vi le zic acum, că era un om foarte apreciat profesional
în același timp era un om foarte prietenos, aceasta fiind o calitate esențială în momentul în care lucrezi cu foarte mulți oameni. Și când zic prietenos, nu mă refer la genul acela de ne tragem de șireturi și glumim fără limită. Nu. Mă refer la faptul că era un foarte bun mediator, era un foarte bun negociator. Tot timpul avea o vorbă bună pentru oamenii din echipa lui. Tot timpul se interesa ce le face familia. Era foarte apropiat de oamenii lui și asta a fost una dintre calitățile care l-au ajutat să-și țină echipa aproape și să treacă peste orice obstacol, pentru că au fost foarte multe greutăți. Astăzi, domnul George Iacobescu este unul dintre cei mai apreciați oameni din Londra. Se învârte în cele mai înalte cercuri ale societății și, pe bună dreptate, tot ce am citit despre dumnealui a fost wow. Și în anul 2013, regina Elisabeta a II-a l-a înnobilat cu titlul de cavaler, titlul care îi dă voie ca înaintea numelui George Iacobescu să-și pună apelativul Sir. Așadar, din anul 2013, domnul George Iacobescu se numește Sir George Iacobescu. A primit multe titluri și distinții. Este președinte onorific la Chelsea, este președinte onorific la Muzeul Britanic, a făcut foarte multe acte de caritate, este cu adevărat un om deosebit. Așadar, astăzi mergem în Canary Wharf să vedem cum arată acest cartier celebru, dacă este chiar atât de frumos precum se vorbește și dacă are sens să vă gândiți să vă rezervați o zi de concediu pe care să o petreceți acolo. Puteți ajunge cu metroul pe linia Jubilee, culoare gri, până la stația Canary Wharf. Călătoria costă 2 lire, fiind pe linie de transport intern și puteți taxa cu cardul bancar obișnuit. Nu aveți nevoie de card de transport special sau de bilete speciale. Așa arată stația lui Jubilee Line la exterior. Sau puteți ajunge aici cu DLR, trenul automatizat fără conductor, care are un traseu spectaculos, o gară construită chiar în bloc. Uitați-vă cât de frumos se vede. V-am mai recomandat și în alt vlog, dacă ajungeți în Londra, să vă programați o călătorie oricât de scurtă cu acest mijloc de transport, o să vă placă mult. Stația de DLR se numește Canary Wharf DLR Station și a fost inaugurată în august 1987. Chiar dacă este un cartier nou, este un cartier foarte bine conectat la rețeaua publică de transport. Fiecare călătorie costă 2 lire. Este foarte comod și foarte plăcut de călătorit. Nu ai niciun stres. În cartier mai puteți ajunge și cu metroul Elizabeth Line. Cred că este chiar cea mai nouă stație de metrou din Londra. A fost inaugurată în luna mai 2022. Are 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveluri. La etajul, la nivelul minus 4 este linia lui Elizabeth Line. După care la nivelul minus 3 sunt magazine, ca un fel de mini mall. La nivelul minus 2 are cinema și baruri. La nivelul minus 1 sunt restaurante, foarte multe restaurante de calitate foarte bună. La nivelul 0, street level, nivel stradal, este sală de sport, un cabinet stomatologic și ieșirile către scările rulante. Iar la etajul 1, aici unde sunt eu acum, este roof garden, adică grădina de pe acoperiș. Și vreau să vă arăt. Este unică. Este ca o grădină botanică. Și puteți veni aici să vă relaxați. Sunt bănci, sunt locuri speciale amenajate ca să vă odihniți și foarte multe informații despre plantele din această grădină.
Și da, ne aflăm într-o gară. Este foarte frumos. E senzațional. Asta este coș de gunoi. Nu este scrumieră. Avem semn de fumatul interzis. Pentru fumători știu că asta este foarte enervant. Am fumat și eu cândva și mă enerva foarte tare. Dar uite că au trecut mai bine de 5 ani de când nu mai fumez și mă simt mai bine. Și am și bani mai mulți. Că ce credeți? Aici în Londra țigările erau 16 lire pachetul. Vă dați seama ce, câți bani aruncați. Wow, ia uite, am florit magnolia. Doamne, cât e de frumos! Vă recomand să veniți să vizitați această locație. Este minunată. Te simți chiar ca într-o grădină botanică. Ce a înflorit magnolia? Că aproape gata, s-a și scuturat. Ar trebui ca temperaturile să cadă la pace cu vegetația. Că vegetația e un pic înainte, iar temperatura aerului este 10 grade. E frig rău. Și nu știu cum e în România, dar pe aici aproape toată lumea e răcită. Am înțeles că circulă nu știu ce virus. A, B, C, D. Suntem înconjurați de virus. Da. Uitați-vă cât e de fain. Grădina nu este foarte mare, dar puteți petrece aici în liniște cel puțin o oră. Ce plante interesante! Ce trunchi chiar se târăște așa pe sol. Foarte frumoasă e. Într-unul de capete este un bar, se numește Pergola. O să încerc să intru, deși zice no access. Nu știu dacă mă lasă. Aș fi vrut să iau un cadru de acolo, din față. Eu intru așa ușor. Dacă vine cineva și mă scoate de mânecă afară, o să-mi cer scuze. Și am reușit să ajung aici în față, de unde se vede foarte bine cum se dezvoltă mai departe această zonă. Acolo sus am fost, nu mi-a făcut nimeni observație, m-au văzut, dar m-au lăsat să filmez. Le-am zâmbit drăguț, amabil. Mi-aduc aminte acum că într-unul dintre articolele despre Sir George Iacobescu, dumnealui spunea că, deși toată lumea consideră că meritul și sufletul și inima lui sunt în clădirile construite și în sistematizarea cartierului, de fapt, pentru el, cel mai mare succes a fost că a reușit să conecteze această zonă cu mijloacele de transport cele mai moderne, încadrându-se într-un buget de 1 miliard de lire. Când Margaret Thatcher a alocat pentru acest proiect bugetul, Sir George Iacobescu a spus că niciodată, în niciun caz, nu vom putea realiza ceva atât de măreț cu atât de puțini bani. Și uite că până la urmă a reușit. Și deși inițial zona a fost concepută ca o zonă care să reunească cele mai mari firme internaționale, cu timpul aici s-au construit și locuințe și foarte multe magazine. Astfel încât zona s-a populat foarte mult. Ia să intru și aici să vedem că vine Paștele. Nu vreau să cumpăr nimic, vreau doar să mă uit un pic cam ce ofertă au. Este un magazin de cadouri ieftine. Ce faine sunt astea, culori foarte plăcute, așa pastel, mauve, bleu, verniel. Foarte faine sunt. A, și uite și aici, în formă de lalea pentru lumânări. Vedeți ce drăguțe sunt? 2 lire, 2 lire 50. Astea cât sunt? 3 lire, 4 lire 50. Foarte convenabil.
E un magazin foarte plăcut. Dacă ajungeți prin zonă, să intrați, că sunt sigură că o să aveți ce găsi pe aici de cumpărat, drăguț și ieftin. Prețurile sunt foarte bune. Hai să ne continuăm plimbarea. Eu ce broască țestoasă cu pui, broască țestoasă cu tot cu pui. Ce drăguță e. Și o pisică. O pisică în formă de lampă. Uite, o atingi și se aprinde seara. Foarte drăguț. Și am ajuns înapoi în grădina botanică. Se aud avioanele. În Londra e un trafic foarte aglomerat de avioane. În fiecare zi mii și mii de avioane survolează cerul orașului. A trecut de ora 11, s-au deschis puburile și să intru și eu aici la Big Easy, pubul nostru preferat. Să încerc să fac o filmare ca să vă arăt cât este de frumos și ce puteți face când ajungeți aici, pe lângă faptul că puteți mânca foarte bine, gătesc foarte bine oamenii de aici, de la pub. E muzică rock, v-am zis. Bucătăria e deschisă. Spațiul este uriaș. E bine că e gol, că pot filma fără să deranjez pe cineva. Dacă veniți seara, trebuie neapărat să aveți rezervare, pentru că este foarte, foarte aglomerat. Iar aici, în zona asta, este muzică live în fiecare noapte. Din păcate, terasa e închisă. Vreau să vă arăt cât de frumos se vede de aici, de pe terasă, către clădirile noi și către DLR. Baia, foarte curată. Asta eu, prefigurată. Și în baie cântă muzică rock. Trecerea dintre stația Elizabeth Line și cartier se face pe acest pod foarte frumos colorat, care este construit în perspectivă. Cu cât ne apropiem de capăt, cu atât culorile se schimbă. Iar seara, când este iluminat, se vede și mai interesant. Și am ajuns în inima cartierului Canary Wharf. Haideți, mergem să vedem cartierul construit de Sir George Iacobescu. Lângă stația de metrou este parcul Jubilee. Este o zonă în care vin, mai ales în pauza de masă, cei care lucrează aici. Obișnuiesc să coboare, să ia masa, ori stând pe iarbă, ori la mesele care sunt amenajate special pentru asta. Și cred că e un loc foarte plăcut, având în vedere că aceste cascade te relaxează foarte mult, sunetul apei și atâta verde de jur împrejur și curățenie. Na, cât e de frumos! Ce faci tu aici? Ce faci aici, dogă? Că nu m-am gândit că sunteți aici, că vă aduceam niște semințe. Dă-i mă ascult și-o, doamnă. Iarba este naturală. Aici ne spune să nu intrăm, deși în Anglia este voie să mergi pe iarbă, dar nu când de-abia au semănat-o. Vedeți, acolo scrie, vă rugăm să nu pășiți, să nu intrați aici, pentru că am plantat semințe noi de iarbă. Și aici ne zice la fel. Cât de frumos arată. Peste o lună însă, aici va fi plin de oameni, sunt sigură. Uitați-vă numai cât e de fain. Locul acesta poartă amprentă românească, nu numai datorită domnului Iacobescu, ci și a faptului că majoritatea echipelor de muncitori sunt din România.
cineva a prins aici o ață de mărțișor. Combinația asta dintre natură și apă și piatră și iarbă și clădirile foarte moderne și înalte, mie îmi place foarte mult. Se vede că sunt născută, crescută la oraș, prefer viața modernă. Mihai, soțul meu, este la fel, e născut și crescut în București și îi place foarte mult să trăiască modern. Nu suntem toți la fel. Unora le place viața rurală, altora le place viața urbană. Hai să luăm pe aici. Astea sunt bicicletele de închiriat. Nu mai știu cât costă acum ora. Când închiriam eu, în urmă cu 3 ani, era 2 lire. Ora de închiriat biciclete. Probabil că acum e dublu, că ăsta este un efect al pandemiei. Aproape toate s-au dublat, cu logică sau fără logică. Da, și îmi aduc aminte că prima dată când am fost aici în Canary Wharf, am fost atât de impresionată încât i-am spus soțului meu că acest cartier a fost construit de extraterestri. Și mai văzusem la viața mea niște orașe, niște țări. Știu că eram foarte încântată de Elveția, îmi plăcea ordinea și curățenia foarte mult. Asta este încă o stație de închiriat biciclete. Puteți ajunge aici cu mijloacele de transport în comun, după care să închiriați o bicicletă și să vă plimbați prin cartier ca să apucați să vedeți cât mai mult într-un timp cât mai rezonabil și nici să nu vă obosiți prea tare. Distanțele în Londra sunt lungi și obositoare și treaba asta cu închiriat bicicletele este o alegere foarte înțeleaptă. Acestea sunt blocuri de locuit care s-au construit în ultimii 3 ani. Totul este nou, frumos, curat, liniștit. Prețul apartamentelor din acest cartier începe cu 300.000 de lire, iar chiria lunară pentru un astfel de apartament cu două dormitoare, un living, o bucătărie și două păi este de la 3.000 de lire în sus. Aici e planul de dezvoltare al cartierului. Mai este o doamnă care filmează și nu e singura. Parcările toate sunt în subteran. Doamne, cât de mult îmi place treaba asta în Londra, că nu umblă mașinile pe unde vor ele și mai ales că nu parchează pe unde îi tai capul. Ia uitați-vă cât e de fain. Te locuiești aici și cobori jos la o cafea. Din punct de vedere al siguranței, știu de la fiul meu cel mic, care a locuit aici aproape 4 ani de zile, nu sunt evenimente, nu sunt jafuri, tâlhării, crime. Este un cartier foarte bine păzit. Aici este un bar. Are servirea jos și aici stai la terasă și te bucuri de soare și de apă. Foarte frumos. Na, uitați-vă cum mi se pare. Apropo de siguranța cartierului, aici ne spune că în zonă patrulează echipe de securitate însoțite de câini. Sunt bune anunțurile astea pentru că îi mai descurajează pe răufăcători.
toate aceste alei dintre blocuri sunt așa de frumos construite. Ce mai mare dragul să stai la soare pe malul apei și să te relaxezi. Îmi place foarte mult. O să ies acum din zona de locuințe și o să intru în zona cu clădiri de birouri. Iarăși zone amenajate pentru masa de prânz a celor care lucrează aici în cartier. Uite, sunt și mese de ping-pong. Și să știți că atunci când e vreme plăcută, oamenii chiar le folosesc. Ăsta e un pub la care poți să vii să mănânci. De obicei este foarte aglomerat după orele de program. Vă spuneam și în vlogul despre prietenie că aici nu este obiceiul să te întâlnești zi de zi, seară de seară, acasă la cineva. Ei după orele de program merg acasă și petrec timpul cu familia. Dar joia și nu vinerea, în Londra este obiceiul că oamenii după ora de program merg la pub. Și de ce joia și nu vinerea? Pentru că mulți locuiesc în zonele limitrofe Londrei și se grăbesc acasă, la neveste, la bărbați, la copii. Și din acest motiv, ziua de distracție este joi. Și vă povesteam atunci că pentru mine asta a fost un element ajutător în a mă adapta aici, pentru că atâta timp cât vezi că în jurul tău nimeni nu se distrează în fiecare zi și nu se plimbă pe la casele altora la cafele, îți vezi și tu de treabă. Nu simți nevoia să te duci la nimeni la cafea. Te adaptezi obiceiurilor locului. Mamă, dar ce să construiești aici? Toată zona a intrat în reconstrucție. Se pune, uite, s-a pus verde. Verde? Nu-i verde pentru mașini. Știți că în Londra pietoni au prioritate, dar tot e bine să nu ieși. Adică dacă totuși traversezi pe roșu, nu dă peste tine, dar uite cum a traversat acest băiat. Dar eu parcă nu vreau să risc. Apropo de fumat, aici ne spune, în zona aceasta nu se fumează. V-am mai spus că în Londra nu se fumează aproape pe nicăieri. Încă o treabă care îmi place mult la acest oraș. Plimbăreții de câini. Este o meserie foarte populară aici în Londra. Băieți, tineri și chiar și fete care ies zilnic la plimbare cu câinii persoanelor care nu au timp să facă asta. În Anglia legile pentru protecția animalelor sunt foarte drastice și oamenii țin cont de asta, sunt foarte vigilenți. Nu ai voie să lași animalul în casă, sunt grădinițe pentru animale, duci acolo câinele dimineața când ai plecat la muncă și îl iei seara sau îl lași acasă numai dacă mai este cineva, un om în casă singur, nu ai voie să-l lași. Bine, nu e nimeni absurd. Bineînțeles că poți să-l lași 2-3 ore cât mergi la cumpărături, dar nu o zi întreagă și în niciun caz câteva zile.
la noi în cartier. De câte ori se aude câte un câine care latră pe balcon, imediat oamenii postează pe grup și sună la SOS, salvați animalele. Nu ne jucăm cu viața unor ființe. Am ajuns pe malul apei, unde sunt cele mai frumoase pub-uri și terase. Aici seara și când e vreme plăcută este plin. Vin foarte, foarte mulți oameni, majoritatea turiști. Eu să iau un cadru mai întâi de aici de sus și după aia cobor puțin pe pod să vă arăt. Uitați-vă cât e de frumos. Apă, curățenie, flori, liniște, luminițe. E minunat. Cred că ne apropiem de pauza de masă. Eu văd că din ce în ce mai multă lume stă pe bancă și mănâncă. Ia să vedem aici ce e. Un pub cu terasă. Se numește Big Duck Energy. Ia să vedem ce pe aici. Uite, are portar care săracul se plictisește. Zice că persoanele cu vârstă mai mică de 18 ani nu au voie. Ia uitați-vă cât e de fain. Ia uitați-vă cât e de frumos. Wow! Minunat, minunat. Și au și mascota aici pe apă. Deta mai rățoiu. Ia uite ce plăcut e, cu mese și scaune colorate. Aici sunt scrumiere, puteți și fuma. Și aceasta este Cabot Square, piața Cabot. Este centrul cartierului Canary Wharf și locul unde se află cele mai înalte și mai importante clădiri. În centrul pieței este o fântână arteziană și pentru că este ora 2 și nu am mâncat nimic, mă duc la Mihai la firmă, dar să mergem împreună să mâncăm ceva. Nici el n-a mâncat, mi-a spus că de azi dimineață e în ședință după ședință după ședință și i-am zis hai că vin la tine să mâncăm împreună. Are o zi foarte grea și s-a bucurat când i-am spus că mă duc la el. Și așa că uite un prilej ca să mergem împreună cu barca. O să luăm barca de aici, din Canary Wharf. Și o să mergem până la Tower Bridge. La podul acela albastru, frumos, despre care multă lume crede că se numește London Bridge. Dar voi știți că eu v-am zis că se numește Tower Bridge. Tower Bridge de lângă Tower of London din cartierul Tower Hill. Am făcut vlog despre asta și sunt sigură că nu ați uitat. Un tur complet al cartierului durează 2-3 ore, depinde și de viteza cu care vă plimbați. Dar așa la pas normal, cam 3 ore de fapt. Uitați-vă aici în partea dreaptă, o doamnă fumează. Zona este încercuită cu roșu și scrie smoking zone, adică zonă de fumat. Sunt și scrumiere. Nu fumăm pe unde ne taie capul și nu aruncăm mâncurile de țigară pe jos. Ia uitați-vă cât e de fain. Ce frumos e. Să vede în zare centrul Londrei. Asta e deja Tamisa. Ups, vine barca. Pe asta nu am cum să o prind. Și dacă țin bine minte, următoarea e peste un sfert de oră. Aici, în blocul acesta, la etajul 36, a stat băiatul meu cel mic, 4 ani de zile.
după care s-a mutat la țară că a zis că îi place mai mult. A luat acolo o casă foarte, foarte faină și s-a mutat la țară și abia aștept să vină căldura, să mă duc să plantez flori. Are o curte mare și vreau să mă duc să o îngrijesc, să o aranjez, să plantez flori. Mie îmi plac florile foarte mult. Și să facem grătar și să povestim seara sub clar de lună, câte în lună și în stele. Și uite așa, am pierdut eu barca. Da. Măcar bine că mi-am luat marjă de timp, ca să nu întârzi la Mihai la pauza de masă, că el are pauză de masă între 2 și 3, strict. Și trebuie să ajung acolo cel târziu la 2:15. Să văd cum o să fac. Dacă o să întârzi mai mult, probabil că o să mâncăm ceva repede sau bem doar o cafea. 10 minute, un sfert de oră, mă duc să-l îmbărbătez. Să-i dau energie pozitivă, că foarte mult muncește și are un job foarte solicitant. Îi suge toată energia. De aici este un punct de view foarte frumos către centrul orașului. Asta e stația de barcă, dar barca a plecat. Să vede în zare. Na, bine. Dar profit de ocazie ca să vă arăt că aici este un restaurant chinezesc. Am mâncat de câteva ori aici și mi-a plăcut. Așa, pe malul Tamisei, foarte fain. Hai să văd acum, surpriza surprizelor, în cât timp vine barca. Văd că Tamisa este la reflux, s-a retras și din acest motiv podul a coborât mult. Știți că Tamisa are flux și reflux. Și vă mai zic o dată că are culoarea aceasta pentru că sunt curenți foarte puternici de apă care răscolesc nisipul de pe fundul apei. Tamisa nu e murdară, e maru de la nisip. Vara oamenii fac baie în Tamisa și nu e nicio problemă cu asta. Acu, să văd eu în cât timp am motorul vapor. No, pe aici a zis că vine în 12 minute. Uite, aici sunt stațiile. Deci eu sunt aici și avem Tower și London Bridge City. Ok. Nici aici nu se fumează și suntem afară în aer liber. Nu se fumează. Aici ne spune că nu avem voie să trecem peste gard. Și nu avem voie să forțăm poarta dacă ea e închisă și din nou nu avem voie să fumăm. Aia nu avem voie. Uite că vine și al meu în sfârșit. Singurul inconvenient la transportul pe apă este că aceste Uber Boat vin foarte rar. 20 de minute între ele. Am vorbit și cu Mihai, care mi-a zis să vin liniștită, că nu-i bai, nu o să întârzi. Ce bine! Thank you! Ok! Thank you! No? Thank you! Bine, miroase a cafea. Yeah. Hiya. Coffee, water, thank you. Yeah. Mie îmi place să merg afară. În sezon, afară este foarte greu să găsiți loc. Dar uite, acum e aproape gol. Stau aici.
și se vede Tower Bridge. Toată lumea filmează, că e foarte fain. Când ați coborât de pe barcă, trebuie să validați iarăși cu cardul. Deci la barcă validați odată când vă urcați și apoi când plecați. No, și eu de aici trebuie să merg pe jos, să trec podul și să ajung pe partea aceea, la clădirea rotundă, acolo lucrează Mihai. Să merg pe jos, repede, repede. Am traversat și podul, plin de turiști. Și pe aici e plin de turiști. Spațiul verde e îngrădit pentru că au refăcut gazonul. Când vine căldura să fie frumos, să putem sta pe iarbă la relaxare. Ce fain să vede. Și e pe aici, pe undeva, să mă întâlnesc cu Mihai, să văd unde a ieșit înaintea mea. Să mergem să mâncăm ceva, că deja mi-este foarte foame. Și lui cred că la fel. Na, și uitați-l și pe Mihai. Hello! Vrei că te filmez în vlog. Ce faci? Da. Ce foame? Da. Hai, mâncăm. Mâncăm! Acesta a fost vlogul de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și dacă v-a plăcut, cum ziceam, vă rog să-mi dați un like. Să-mi dați un like. Pa, pa!